Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Universe Sandbox 2 cu planete versus alte corpuri cerești. Da, astăzi vreau să fac cu planeta nouă versus alte corpuri cerești. Am vrut să-i schimb culoarea acestei planete, deoarece nu prea mi-a plăcut ce culoare avea și m-am hotărât să o transform în culoarea albastră. Haideți să ne apucăm. Ciorniri. Ok. Deci mai întâi apăsăm bastil înainte de a face ciornirea și apoi putem selecta planeta. Deci aș vrea să selectez planeta Pământ. Uitați cât de mare e Pământul față de planeta nouă. Poate să existe. Dar asta e hipnotic. Și cam dat drumul la timp mai repede. Și mai mult. Nu se întâmplă nimic. Stai că aveam timpul oprit. Stai să dau să încetinez timpul și gata. Se apropie și... Mamă! O ciocnire perfectă! Acum cred că își pierde din diametru. Hai că ia dau. Îi fac diametru la loc. Așa. Poate să văd și densitatea. Nu prea vreau să mai densitatea, că nu știu ce naiba va mai păți. Uitați cât fum a scos, cât gaz a scos planeta nouă. Ok, acum hai să facem cu Marte. Doar mai mic decât Pământul. Aș mai pune încă unul aici. Nu mai am mult și o să se ciocnească. Uite, un pic drumul la timp mai repede. Așa. Bum. 1. Bum. 2. Săraca planetă. Bea și o viață. Să mai punem planeta Venus. E destul de aproape. Foarte aproape. Ok, m-aș hotărâ să pun niște planete mai mari decât Pământul. Ia să punem Kepler 10b. Asta e mai mare. Planeta nouă. Cât mai ai Kepler 10b? Oh, uite acum e... Mamă, dar ce explozie. Dacă vă place acest videoclip, nu uitați să dați like și să vă abonați, să activați notificările, să vedeți când mai postez videoclipuri. E, mai postez și eu videoclipuri când mai am eu timp. Când n-am timp deloc, când n-am timp, o să vă scriu în discuție. Nu mai mult și se va ciocni cu planeta nouă și să ajunge la sfârșitul videoclipului. O să vedem. Mamă, dar e mare Chiron 7B. O să vedem. Mamă, dar ce explozie o să facă asta. Uite, explozie, uitați explozie. Bă, nu prea arată bine, așa că am face un new. Arată puțin cringe. Să dăm new și încetinim timpul. Așa. Da. Bun, deci am revenit. Am resetat planeta nouă și am făcut timpul să fac o ciocnire.
aș pune random o planetă stângoasă. Hai să vedem. O planetă stângoasă. Da, una mare. Dar vreau să fac un pic mai mare planeta asta. 7, de la 7.000 până la 10.000 sau 9.000, lăsați așa. Și aș da un pic drumul la timp. Planeta se apropie, se apropie și... Mamă, dar gaură. I-a distrus miezul. Ca să punem o planetă asemănătoare. Să vedem ce se va întâmpla. Dăm puțin drumul la timp mai rapid. Și mai repede. Și mai repede. Bă, nu se poate. Ai, am micșorat distanța. Face și aluia. Acum timpul să ciocnesc pe Neptun cu Jupiter. Sau cu Saturn? Hai cu Saturn. Așa. Se ciocnește cu Saturn? E, nu vă uitați asta că sunt mai mincinoși așa. Niște hackeri. Dacă vreți să știți că Universe Sandbox 2 l-am luat gratis. Nu mai știu cum, dar l-am luat. Planeta nouă s-a ciocnit cu Uranus, nu, cu Saturn din nou și Saturn se va ciocni cu Jupiter. Ok, să vedem dacă Jupiter va supraviețui. Teoretic, da. Da, uitați ce explozie. Mamă. Acum cred că Jupiter o să se transforme într-o stea. Ok, deci cam atât a fost și pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să știți și voi ce aveți de făcut. Poate o să mai fac și videoclipuri cu planete versus alte corpuri cerești. La revedere!